Tiziana, expoziție extraordinară la dumneavoastră în Iași. Una dintre cele mai valoroase lucrări de pictură de pe teritoriul României, Ecce Homo sau Iată Omul, realizată de fabulosul artist Tizian în 1560, va fi expusă la Iași, la Muzeul Municipal Regina Maria. Expoziția este organizată de Muzeul Municipal de Regina Maria din Iași, în colaborare cu Muzeul Național Bruckenthal din Sibiu, cu suportul Ministerului Culturii și al Primăriei Municipiului Iași. Tizian a inspirat pe un număr impresionant de artiști, contemporani sau după, a fost considerat încă din timpul vieții ca fiind soarele în mijlocul stelelor mici, nu numai printre italieni, ci printre toți pictorii lumii. Mai și precum Rubens, Rembrandt, Tintoretto, arată o mare stimă față de acest important artist venețian. Tizian este considerat cu adevărat cel mai excelent dintre cei care pictau în vremea sa. În lucrarea Ecce Homo, Tizian exploatează o temă rară în pictura italiană a secolului XVI. Lucrarea Muzeului Național Bruckenthal este similară versiunilor aflate la Muzeul Prado din Madrid, la Galeria Națională a Irlandei din Dublin sau la Galeria Uffizi din Florența. De asemenea, mai există o lucrare însă neterminată din seria Ecce Homo, realizată de Tizian, la Muzeul de Artă din St. Louis, Missouri, din Statele Unite ale Americii. Titlul acestei lucrări, Ecce Homo, care în latină înseamnă Iată Omul, revendică, conform Evangheliei după Ioan, cuvintele guvernatorului roman Ponciu Pilat. Le-a pronunțat în timp ce îl prezenta pe Iisus biciuit și batjocorit de soldați și evreii adunați în fața palatului pretorian. În această imagine devoțională, expusă la Iași, Hristos este înfățișat bust, cu mâinile strâns legate cu o frânghie și cu atributele regale, pe care soldații romani le dădeau cu o formă de batjocură, ridiculizându-și pretenția de a fi rege al evreilor, coroana de spini, mantia purpurie și o trestie pe post de sceptru. Iisus este acum omul durerilor, prorocit de Isaia, omul urât la înfățișare pe care toți îl îmbrâncesc și va fi omorât pentru toți. Este însă Fiul lui Dumnezeu, care a luat chip de om și se va pogorâ iarăși într-o zi în slava puterii și a soarelui nou, în mijlocul sunetelor trâmbițelor. Iisus este omul prin excelență, omul care, asumând toată durerea din lume, a transfigurat-o. Tocmai în acest fel îl reprezintă Tizian în pânza aflată în colecția Muzeului Național Bruckenthal. Cea mai convingătoare caracteristică a lucrării este calitatea remarcabilă a execuției figurii, care iese dintr-un fundal întunecat din spate și care se deschide și luminează în fața lui Iisus. În toată acceptarea sa umilă și tăcută a suferinței, se întrezărește învierea. Tizian ne arată un Hristos viu și adevărat, în care realismul se manifestă în mod explicit în picăturile de sânge care coboară de pe frunte.